Bună dimineața! Astăzi, când lucrurile nu ies cum am vrea noi, suntem tentați să ne vărsăm nervii, bineînțeles, pe ceilalți. Ar fi minunat dacă, înainte de a lua decizii pripite sau de a vorbi urât, ne-am gândit de două ori dacă ajută la ceva. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Mulți nativi aveau șansa în acest weekend să-și ia revanșa pentru scandalurile din ultima vreme cu partenerul. Sper să nu o dea în bară chiar astăzi. Totuși, te poți aștepta să fie mai greu decât credeai să ajungi la un numitor comun. Taur! Astăzi, încă de dimineață, ești grăbit și nu ai răbdare, mai ales că ai de rezolvat o grămadă de chestii mici și enervante. Și uite așa, ai putea să faci și niște gesturi pripite pe care mai târziu să le regreți. Gemeni. Unii nativi nu mai înțeleg nimic dintr-o poveste de dragoste. Altora nu le vine să creadă niște informații pe care le află acum. În plus, este posibil să fii irascibil și să treci repede de la o stare la alta. Rac. Toată atenția ta se îndreaptă acum asupra familiei și activităților domestice. Este foarte posibil însă ca unele frustrări mai vechi să iasă la suprafață și să nu te poți abține de la reproșuri. Leu. Urmează o perioadă foarte interesantă în care îți va deveni foarte clar cine îți vrea binele și cine nu, cine vrea să profite și cine nu de pe urma ta. Astăzi însă îți vei da silința să fii cât mai diplomat și mai amabil, însă te avertizez că de la un punct încolo e posibil să nu-ți mai iasă. Fecioară. Norocul îți surâde acum pe parte financiară și nu ar fi de mirare, mai ales dacă lucrezi pe cont propriu, să fii căutat de clienți chiar azi. Iar alte fecioare simt că nu mai pot ține pasul cu toate responsabilitățile pe care le au pe cap. Balanță! Weekendul acesta ar fi trebuit să îți aducă și ție o pauză bine meritată, dar discuțiile în contradictoriu parcă se țin scai de tine. Nu ar strica astăzi să te gândești întâi la nevoile și la dorințele tale. Scorpion. Astăzi e recomandat să acorzi mai mult timp celor dragi, mai ales dacă vineri sau sâmbătă ai petrecut mult timp departe de ei. Mulți scorpioni vor vrea acum să se relaxeze, dar apar tot felul de evenimente care le aruncă liniștea în aer. Săgetător. Astăzi, în prima parte a zilei, vei avea senzația că oamenii se pun intenționat de-a curmezișul ca să nu-ți îndeplinești tu dorințele. Iar alți nativi își fac program comun cu prietenii și chiar dacă nu cad de acord pe marginea unor subiecte, vor trece cu vederea. Capricorn. Mulți nativi au muncit pe brânci în ultima vreme, dar acum au parte și de câștiguri financiare. În continuare, însă, chestiunile ce țin de carieră le mai dau ceva bătăi de cap. Vărsător. S-ar putea să ai de făcut mai multe drumuri astăzi, dar nu îți displace. Pur și simplu este dificil să stai într-un singur loc. În prima parte a zilei ești poate un pic impulsiv și agitat, dar apoi vibe-ul se schimbă. Pești! Este adevărat că unii oameni îți dau un sentiment neplăcut de nesiguranță. Încearcă totuși să nu te mai consumi din orice fleac. Pentru mulți nativi este o zi bună să-și revizuiască strategia înainte de a face următorul pas pe plan financiar. Acesta a fost horoscopul. Mai multe detalii găsiți pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumim mult, Bianca!